Salut, lei. Voi face citirea tarotului pentru săptămâna 12 septembrie, 18 septembrie, o săptămână în care mai simțim luna plină din Pești, o lună plină pentru care ați avut runele făcute și horoscopul. Acum, și chiar să știți că se simte, fiindcă avem tensiunile după o poziție pe care o resimțim în continuare, veți primi și horoscopul. Haideți să vedem ce vă sfătuiește tarotul. Ce sfaturi vă dă pentru această săptămână? Îndrăgostiți. Este vorba de gemeni, dacă ne gândim, este vorba de o alegere, o alegere dificilă, o alegere sentimentală, o alegere între două drumuri opuse, între viciu și virtute, între un lanț de fier, un lanț de flori. Sfatul arcanei este alegeți întotdeauna lanțul de flori, fiindcă el rezistă mai mult decât un lanț de fier. Am putea spune că în această săptămână pentru voi este o săptămână importantă, o săptămână în care va trebui să faceți o alegere. Poate fi vorba de o alegere chiar în iubire, o alegere pentru a depăși niște blocaje, niște obstacole pe care le aveți în fața iubirii voastre. Voi, e, uitați-vă că... Voi, plin de iubire, Venus reprezintă iubirea, reprezintă bunul gust, vitalitatea, fertilitatea. Este semnul lui Venus aici, din cauza asta spun Venus. Deci, singurul lucru ar fi că trebuie să vă doriți ce este posibil. Dacă vă doriți posibilul, atunci este ca și îndeplinit. Dacă vă doriți imposibilul, vă puneți la dispoziția oamenilor. Deci am spune că țineți cont de ce este posibil în ceea ce vă privește pe voi pentru a vă atinge o iubire, fertilitate, să aveți un copil, fiindcă Venus aduce abundență, fertilitate, sau să vă împliniți un vis. Un vis care să fie posibil, adică eu știu, o iubire, o relație. În schimb, aici aveți legat de poate o altă iubire și poate voi tânjiți după altă iubire, fiindcă aici aveți și o alegere între vicii și virtute. Deci voi trebuie să faceți o alegere între două persoane, între două iubiri. Bun, lei. Deci aveți o alegere dificilă. Dar, așa cum am spus, alegeți posibilul și este îndeplinit. Dacă vă doriți imposibilul, vă duceți la dispoziția oamenilor. Și aici aveți o încheiere. Ceva se va încheia în viața voastră. Fie că este vorba de o iubire, fie că este vorba de educația unui copil. Veți renunța sau, eu știu, terminați, încheiați educația copilului, gata, e major și nu mai puteți să-l educați. Nu mai aveți, de acum deja vine el cu ideile lui. Și am putea spune de o creativitate care a ajuns la capăt și acum se încheie. De ceva care a ajuns la finalitate. Jocuri, distracție, ceva care va ducea o bucurie, va ducea o fericire. Ajunge la o finalitate și veți aștepta să începeți altceva. Dacă încheiați, să zicem, o creație, ați terminat această creație, poate să pictați un tablou. L-ați terminat, l-ați finalizat, vă gândiți să începeți altul și veți căuta o sursă de informație, de o muză, am zice, nu? În schimb, aici avem bani pe care îi primiți pentru cunoașterea voastră. Voi poate că aveți o cunoaștere,
vă folosiți această cunoaștere în a face o călătorie sau dintr-o călătorie veniți cu cunoștințe și le folosiți pentru voi la un examen, la ceva. Deci sunt bani pe care îi primiți, bani care au o sursă cumva misterioasă, dar vă dau o șansă bună să investiți în voi, să vă satisfaceți gusturile, plăcerile, un ouă de monede. Bun gust, lux, ceea ce și reprezintă Venus. Resursele. În resurse, voi arătați iubire. Arătați iubire pentru resursele voastre sau pentru bunurile voastre. Sau această iubire o revărsați peste ceilalți. Sau o arătați pentru divinitate. E un fel de mulțumire pentru faptul că aveți aceste resurse. Aveți o împlinire. La locul de muncă, totuși, veți avea o pierdere. Fie că, eu știu, vă micșorează salariul sau vă cere să munciți 2 ore sau 1 oră peste program. Deci aveți o pierdere. O pierdere pe care nu o puteți recupera. Sunteți, am putea spune, nu sunteți singuri în fața viscolului, dar mai există și altă persoană lângă voi cu aceeași problemă, aceeași situație și am putea spune că vă puteți acorda sprijin unul altuia, dar nu puteți recupera acești bani. Și turnul care aduce situații foarte dificile. Ceva se dărâmă în viața voastră, ceva se năruie în viața voastră. Poate fi vorba de, am putea spune, fulgerul lui Marte care vă luminează și vă aduce să vedeți în fața voastră greșelile pe care le-ați făcut. Este vorba de carieră, de menirea voastră. Ați construit ceva în cariera voastră, în menirea voastră, ați construit, eu știu, profesională, socială. Poate că unii dintre voi ați avut nu o anumită poziție socială. Ei bine, această poziție socială este dărâmată și acum vedeți unde ați greșit. Veniți cu picioarele pe pământ, puteți reconstrui totul, dar fără greșeli, fără imprudențe. Pentru comunicare, contracte și relații. În comunicare, voi aveți o comunicare cu frați, surori, dar și cu niște reproșuri. Aici veți avea niște reproșuri, o contestare. Fie că vă contestă bunurile pe care le aveți, fie că vă contestă un partaj, fie că contestă, eu știu, o creație a voastră și nu puteți face nimic. Dacă ați merge în procese să demonstrați că nu este așa și că totul este făcut din efortul vostru, atunci nu ați face altceva decât să pierdeți timp, bani, fiindcă nu ați ajunge decât la o concluzie că totul este o stare de situație mediocră, care nici nu merita atâta tevatură. Dar un rege de monede. Poate să fie o relație, un contract pe care o aveți, un contract cu o persoană care v-a împrumutat niște bani, cu un bărbat în vârstă cu ascendent zodie în taur, poate fi o rudă, poate fi o bancă, unde voi va trebui să aveți acest contract de onorat, fiindcă este vorba de un contract sau chiar de un proces. Deci să aveți un proces cu o bancă. Deci trebuie să fiți foarte atenți ceea ce aveți aici, fiindcă e vorba de contracte, procese, dar poate fi și o relație de căsătorie cu un bărbat în vârstă care
poate să vă ajute cu bani oricând. Deci, este vorba de un taur. Aici avem banii pe care îi primiți dintr-o relație, fie că este vorba de prieteni, de la prieteni să primiți niște bani, de la protector sau o asociație profesională. Sunt niște bani mai mulți, bani care vă dau o stare de bine, bani pe care puteți să-i investiți într-o locuință, într-o mașină. Este o investiție mai costisitoare aceasta și este un talisman al norocului, asul de monede. Atâta doar că această investiție trebuie să o țineți cont să aveți niște aspecte. Jupiter în aspect benefic cu soarele, spun unii. Alții gândiți-vă că aveți pe Mercur retrograd. Și pe Mercur retrograd nu prea bine să cumpărați mașini. Totuși trebuie să verificați, să fiți foarte atenți ceea ce vreți să faceți. Căminul, familia, schimbarea, transformarea și karma. Aveți aici în familie lacrimi. Poate că aveți lacrimile unei persoane. Pare să fie o persoană foarte tânără, cu, din câte vedeți, ascendent, zodie sau chiar luna plină, fiindcă poate fi și o femeie în pești. Lacrimile din iubire, lacrimi datorită de împlinirii unei iubiri, lacrimi care îi aduc suferință, bârfa răutatea celorlalți, minciuni spuse de cei din jur și au acest aspect de lacrimi, o persoană înlăcrimată în apropiarea voastră sau chiar și voi puteți fi înlăcrimați de ceva, o relație, o iubire sau chiar minciuna, bârfa, așa cum am atras atenția. În schimbări, transformări, voi munciți foarte mult, dar vreți noutăți, vreți o creativitate, vreți o călătorie, vă doriți lucruri neașteptate, noutăți, cum să spun, să schimbe ceva în viața voastră. Viața voastră este monotonă, parcă, pentru voi care sunteți lei și vă doriți altceva. Dar și situația în care aceste schimbări, transformări vă sunt benefice. Legat de karma voastră, cam asta vă este karma. Vă doriți multe, vreți să vă atingeți multe obiective, multe scopuri aveți fixate, dar banii sunt puțini. Nu știți cum să îi împărțiți, cum să faceți ca să vă ajungă, să vă rămână pentru ceea ce vă doriți voi, să vă plătiți toate datoriile. Deci este o karmă, am zice, în această săptămână să vă descurcați cu banii care sunt puțini. Aceasta a fost citirea pentru voi, vă doresc o săptămână frumoasă și vă mulțumesc pentru timpul acordat.